Doamne, Dumnezeule, cel fără de prihană, cu suflet deschis și gândire smerită, mă arăt astăzi în fața Ta și îți mulțumesc pentru că veghezi asupra mea și pentru că lucrezi fără încetare la împlinirea dorințelor mele. Luminează-mi astăzi inima ca să pot vedea și simți frumusețea creației Tale pământești și dă-mi gândire dreaptă de a lua deciziile cele bune și de folos mie. Ține-mă cu sănătate trupească și sufletească pentru ca să Te pot mulțumi fără îngreunare și iartă-mi păcatele cele știute și neștiute într-un nemărginita mila Ta. În Tine nădăjduiesc, Doamne, astăzi și pentru totdeauna. Amin.